Manifestările legate de zilele municipiului român vor debuta luni 15 mai la ora 10 cu ceea ce edilii își doresc a însemna Ziua Porților Deschise, prilej cu care romașcanii care doresc să cunoască mai îndeaproape anumite obiective locale de interes public vor putea vizita Biblioteca George Radu Melidon, microhidrocentrala de pe râul Moldova, grădina zoo din Parcul Municipal, Casa Bunicilor și Serele Orașului. Ca element de noutate pentru zilele orașului din acest an am introdus Ziua Porților Deschise. Pe lângă manifestările devenite deja tradiție, ne-am dorit foarte mult să organizăm și aceste vizite la obiectivele din subordinea primăriei municipiului Roman, astfel încât luni 15 mai aducem la cunoștința locuitorilor municipiului Roman și a doritorilor că vom sărbători Ziua Porților Deschise, prilej cu care romașcanii, indiferent de vârstă, pot vizita microhidrocentrala, Biblioteca George Radu Melidon, grădina zoo din Parcul Municipal, Serele și Casa Bunicilor. Aș vrea să fac o precizare aici și să spun că nu e vorba doar de o vizită pur și simplu a spațiilor care sunt oricum destinate în acest moment accesului public, ci e vorba și de celelalte zone care nu sunt deschise în mod normal publicului. Și aici ne referim, de exemplu, la grădina zoo. Doritorii vor putea să vadă modul în care sunt hrănite animalele, cerbii, căprioarele, păsările și așa mai departe. La toate aceste obiective, romașcanii vor putea avea acces în zone mai puțin cunoscute publicului. În cursul acestei săptămâni s-au făcut înscrieri telefonice și prin poșta electronică. De asemenea, la Biblioteca George Radu Melidon le putem prezenta și alte zone ale bibliotecii care nu sunt deschise publicului în mod normal. Înscrierile se pot face la numerele de telefon 0233 732 263 sau 0785 257 293. În fiecare zi din cursul acestei săptămâni, între orele 8 și 16, și de asemenea la adresa de e-mail sappp@primariaroman.ro, unde trebuie să ne oferiți datele de contact, nume, prenume, număr de telefon și care dintre obiective doriți să-l vizitați pentru a face aceste programări. În cursul zilei de vineri 12 mai se vor centraliza toate solicitările de vizitare a obiectivelor desemnate a constitui punct de atracție, anunțându-se programul de organizare a vizitelor.